La Dubăsari a avut loc Gala Laureaților 2013. Evenimentul de premiere este la cea de-a doua ediție și a întrunit peste 200 de participanți. Stimați oaspeți, bine ați venit la sărbătoarea de astăzi, Gala Laureaților 2013, care reprezintă un eveniment mult așteptat de către toți noi. Participanții la diverse concursuri raionale și anume cea mai bună pregătire a instituțiilor de învățământ către noul an școlar 2012-2013, cea mai salubră localitate, cea mai amenajată fântână, cel mai îngrijit izvor și mal de râu din cadrul campaniei de salubrizare și amenajare a localităților din raion în anul 2012, cel mai bun antreprenor din micul business, pedagogul anului 2013, concursuri raionale în cadrul zilei lucrătorului din domeniul agricultură și industria prelucrătoare, dar și cei mai performanți participanți la olimpiade școlare, competiții sportive, republicane și internaționale, care au înregistrat rezultate excelente, au fost premiați cu diplome de onoare, insigne și premii bănești. Orchestre de instrumente aerofone Polercani, conducător Jelauc Nicolae. În orchestrele conduse de domnul Jelauc, cântă aproximativ 80 de copii. La evenimentul de premiere au cântat și au dansat colective artistice din raionul Dubăsari și din raionul Ștefan Vodă. Consilierii raionali, aparatul președintelui raionului, conducătorii instituțiilor de învățământ, medicină, cultură, primarii localităților, premianții concursurilor, olimpiadelor școlare, competițiilor sportive republicane și internaționale. Zina Ursalovski, Alexandru Cebotar, TV Elita, fiți la curent!